De la Mia, unde s-a născut, până la Elize, parcursul lui Brigitte Macron are micile sale secrete. Fosta profesoară de litere a îmbrăcat fără dificultate hainele primei doamne a Franței și este la fel de dezinvoltă în timpul vizitelor diplomatice sau în timpul vizitelor discrete în întreprinderi. Cine este această doamnă? Discut chiar acum cu Marcela Ferraru, editor Alef News în Franța. Bine te-am găsit, Marcela, bună dimineața! Marcela, ne auzim? Da, eu te aud. Super, mă bucur. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce știm despre trecutul primei doamne și despre micile sale secrete? Ei bine, toată lumea știe că a fost deja căsătorită și are 3 copii din această căsătorie. Una dintre fiicele ei a fost chiar colegă de clasă cu Emmanuel Macron. Dar nu toată lumea știe că doamna este milionară. Casa pe care o deține la Touquet, o superbă stațiune pe plajele din nord, a moștenit-o de la tatăl ei. Familia deține și o ciocolaterie cu o cifră de afaceri de 6 milioane de euro, gestionată de vărul ei. Și nici primul soț nu o duce rău. Este banchier, director al unei dintre cele mai mari bănci franceze. Foarte discret, o adevărată fantomă, nicio fotografie a lui nu poate fi găsită în spațiul public. Excelente profesoare de litere, foștii elevi spun și astăzi au reușit cele mai grele examene din viață datorită ei. Brigitte Macron devorează un roman pe zi, iar printre preferați se numără Maupassant sau Flaubert, dar și autor recenți ca Alice Zeliter. Cum gestionează funcția de primă doamnă, care știm că în Franța nu este foarte bine definită? Brigitte Macron este foarte bine încadrată, în special pentru că e exuberantă, foarte tactilă și experiența precedentelor doamne a arătat că e de preferat să se mențină în umbră. Știm că are un buget destul de mic, 440.000 de euro pe an îi oferă statul. Știm de asemenea că preferă Vuitton, creatorul casei de modă îi face ținutele pe măsură, iar ea le trimite sistematic înapoi după ce le poartă o singură dată. Karl Lagerfeld spunea despre ea că are cele mai frumoase picioare din Paris. Aflăm că le întreține cu o bicicletă de apartament. Brigitte Macron primește până la 200 de scrisori pe zi și diverse cadouri pe care, desigur, le trimite înapoi, după cum arată un carton de mulțumire transmis unor producători de boxe. După cum vedem, discreția este prima calitate pe care trebuie să o aibă locatarea de la Elize. Și Brigitte Macron a învățat acest lucru. Marcela, îți mulțumesc pentru informații. Oh,